După cum bine se știe, sunt 200 și ceva de ani, din 1812, de când în urma tratatului ruso-turc, culmea ținut la însemnat la București, la hanul lui Manuc, a fost ruptă o parte din Moldova, cam jumate, sub o motivație destul de artificială, deci practic Basarabia, dar un singur lucru vreau să precizez, că practic Basarabia era numai ținutul Bugeavului, practic în județul Cahul, Volgrad și Izmail, Cahulul parțial, dar roșii au interpretat că de fapt tot teritoriul la est de Prut ar fi Basarabia. A fost un fapt împlinit, aveam forță prea puțină și prin voința fruntașilor, să amintesc numai Pan Halipa, Inculeț, din Moldova, și în contextul evenimentelor de degringolada armatei țaristă, urma cu ulterior armata revoluționară, bolșevici, menșevici, nu mai intru, s-a putut profita și în 1918 a revenit la patria mamă, la România Mare de acum. În 44 a fost ruptă din nou și sperau vecinii noștri vremelnici de la est de Nistru, sperau că pentru totdeauna. Uitați că evenimentele au făcut ca Moldova de dincolo de Prut să-și ceară independența în 90, iar din ce a început o mișcare foarte puternică, dar care în urma propagandei a fost înnebușită, iar din ce în ce mai mult se dezvoltă o mișcare începând cu intelectualitatea, cu cei mai vechi, dar ne încurajează cu atât mai mult că a fost preluată de către tinerii din Moldova această idee a unității. Am spus câteva lucruri numai pentru a crea un preambul. Câteva zeci de mii de tineri și nu numai, dar în special tineri, au făcut un meeting, zic eu, de masă și foarte important pe 5 iulie la Chișinău, de unde câteva mii de oameni au plecat pe jos până la Ungheni, au repăcut acel pod de flori, de la Ungheni aproximativ 1000 au plecat spre Iași și de la Iași spre București. Au fost întâmpinați în mod deosebit de frumos și de prățește în București, au alăturat mii de oameni, unii spun chiar zeci de mii, pe căldură, o caniculă nemaipomenită, au fost și tineri și bătrâni. De acolo au fost preluați acești tineri care au dovedit, până la urmă, o tenacitate morală, dar și fizică, de au reușit să străbată acest drum prin caniculă, dar și furtuna pe care au prins-o de două zile și cu temperaturi foarte scăzute, au fost preluați de diferite administrații locale, diferite organizații, ONG-uri, iar o parte din aceștia, respectiv 60 de tineri, se întorc acasă prin județul nostru. Cum era și firesc, noi i-am așteptat, le-am oferit o minimă găzduire și cele necesare și au ținut în mod deosebit să-și marcheze trecerea prin județul nostru prin locuri și puncte simbol. Cred că nu se putea, ne-am consultat și cu colegul Drăgușanu, Cătălin, și nu se putea ceva mai simbolic decât cetatea Neamțului, decât zona Târgu Neamțului. Domnul viceprimar a răspuns din primele cuvinte și a dat nu numai acordul, ci inițiativa și practic suntem pe mâinile dânsului acum. Ne-a mai acordat un ajutor și domnul
deputat Moisii, de asemenea Consiliul Județean, facilitând o întâlnire deosebită la punctele culturale și istorice și am ținut neapărat, cu riscul de a vă deranja pe dumneavoastră în această sfântă zi, dar am ținut neapărat să împărtășim bucuria noastră că îi întâmpinăm pe acești tineri deosebiți și nu numai pe ei, de fapt, simbolul unității care mai devreme sau mai târziu trebuie să se împlinească această unitate. Deocamdată sunt la nivel de simbol. Chiar această cravată stilizată și chiar și brățara de la mână nu sunt formale. Vă mulțumesc! Dacă dăm cuvântul întâi domnului deputat Drăgușanu, ne va prelua domnul viceprimar când ne-a preluat afară și, de fapt, lucrurile cele mai interesante ni le va spune domnul Anatol Ursu, tânăr, dar o să vă surprindă și pe dumneavoastră prin ceea ce știe și ceea ce transmite. Vreau să mulțumesc domnului senator că m-a cooptat într-o astfel de acțiune. Mulțumesc și domnului viceprimar că a achiesat și dumneavoastră la această acțiune. Trebuie să mă înclin, mi-a spus și dumnealor, în fața acestor tine care, prin efortul pe care l-au depus și prin determinarea de care dau dovadă, țin vie flacăra unirii dintre cele două teritorii românești. Înainte să ajungem la Târgu Neamț, am profitat de o oră care am avut-o la dispoziție și le-am arătat curtea domnească din orașul Piatra Neamț. Și de asemenea am explicat cât este de importantă direcția pe care țara lor și de altfel și țara noastră aleg să o ia. Și mă refer aici la parteneriatul pe care Uniunea Europeană l-a făcut cu Republica Moldova, parteneriat care le va asigura cetățenilor din Republica Moldova măcar la fel de multe avantaje cum ne-a asigurat nouă și din care sperăm că Republica Moldova să poată trece la celălalt statut de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. De ce este important acest lucru? Ținând cont de contextul geopolitic de astăzi, de situația din Ucraina, de tendința expansionistă a Rusiei, eu cred că nu trebuie să lăsăm Republica Moldova și cetățenii acestei țări în iarele dorinței de expansiune teritorială a Rusiei. Sigur, cu toți ne dorim unirea, nu cred că există un politician la ora actuală în România care să spună altceva. Trebuie însă, când vorbim despre unirea celor două teritorii, să ținem cont inclusiv de părerea partenerilor noștri europeni. Și vorbim aici de Uniunea Europeană, care, cu toate că susține Republica Moldova și susține cetățenii Republicii Moldova în parcursul lor european, are unele reticențe în ceea ce privește această unire, datorită faptului că încă Republica Moldova nu este la nivelul dorit de membrii Uniunii Europene pentru a intra în Uniunea Europeană. Un alt partener important pentru România, de care trebuie să ținem cont, este NATO. Și NATO, dacă este să discutăm despre unirea dintre cele două țări, ar privi acest lucru ca un gest de sfidare în fața Rusiei. Ceea ce ei nu-și doresc la ora actuală. Deci sunt două elemente de care trebuie să ținem cont. Cred că dacă este să facem un plan al unirii, al reunirii, ar trebui să spun, pentru că prima unire s-a făcut la 1918, martie-aprilie, dacă discutăm de o reunificare, nu, sunt un pic realist. Nu știu dacă în următoarea perioadă se poate realiza așa, între granițele actuale și din punct de vedere politic. Eu cred că de câțiva ani România a început
o unire, o unire care să se materializează om cu om. S-au oferit o serie de facilități cetățenilor din Republica Moldova, facilități de care ei, pe care ei le cunosc, de care beneficiază, se poate circula astăzi fără pașaport, doar cu obiectivul, de care se acordă pentru cetățenii moldoveni și cred că astfel de acțiuni pe care acești tineri le întreprind trebuie încurajate, trebuie susținute. Eu voi fi în continuare un susținător al acestui gen de acțiuni unioniste și să știți că unionismul este un curent care îl întâlnim în ambele țări. Spre deosebire de unionism, naționalismul sau naționaliștii ar vrea ca unirea să se producă cu toate teritoriile pe care România le-a pierdut. Am amintit foarte bine un senator de Bugear, de nordul Bucovinei, teritorii care astăzi se află la ucrainieni. Deci sunt foarte multe elemente deosebite politice care stau la baza acestei unificări. Cred că am avut un moment prielnic de a face această unire imediat după 1989, în anii 20, când și Republica Moldova și-a schimbat Constituția. În limba lor oficială era limba română și nu limba română noastră ca astăzi. Când limbul era deșteaptă române și nu limba noastră. Când existau premisele pentru această unire, era conjunctura internațională deja în natură. După 94 lucrurile s-au schimbat. Venind domnul Voronin la putere, el fiind un anti-unionist convins, și toți comuniștii de altfel fiind anti-unioniști convinși, lucrurile s-au schimbat. Și cele două țări, din păcate, în această perioadă, 1994-2010, când domnul Voronin a plecat de la președinția statului, relațiile dintre țări s-au mai răcit. Eu cred că este un moment acum, în 2015, când la nivelul Republicii Moldova se lucrează și la formarea unui nou guvern, sperăm un guvern pro-european, un guvern care, alături de nou președinte, domnul Timofti, să-și dorească cu adevărat unirea cu România. Cetățenii și-o doresc. Ultimele sondaje arată că peste 50% din cetățenii moldoveni își doresc unirea. La nivelul României sunt peste 70% din cetățeni care doresc acest lucru, dar, din păcate, nu este suficient. Trebuie și mediul politic, și factorii politici, și factorii care decid să fie la fel de convinși de treaba asta. Eu vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului și vreau să vă spun că locuitorii orașului Târgu Neamț se alătură eforturilor făcute de tinerii din Basarabia și îi admiră foarte mult. Să știți că pași în acest sens se fac mereu, în sensul de a ține aprinsă flacăra unirii și în fiecare an, sau chiar de mai multe ori pe an, aici la Târgu Neamț se organizează tot felul de întâlniri cu oameni de cultură și cu tineri olimpici veniți din toată Basarabia și mai ales de la Chișinău. În anul 2014 știți că s-a organizat festivalul Creangă sau Zilele Creangă și atunci s-a făcut o deplasare de la Pipiric, Târgu Neamț, apoi Iași și la Chișinău. Și în acest an, în parteneriat cu Fundația Sfânta Teodora și cu Biblioteca Națională pentru Copii din Chișinău, Biblioteca Ion Creangă, s-au organizat într-un parteneriat Casa de Hârtie întâlniri aici, în Moldova, cu 30 de copii olimpici de la Chișinău. Au venit cu ei Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, Claudia Partori, și profesorul universitar Ghicov. S-a plecat de la Puta, s-a vizitat mănăstirile din Bucovina și mănăstirile din Moldova. Această întâlnire a fost pe linie de... s-au făcut schimburi pe linie de pictură, literatură, muzică și pelerinaj. Și pentru că la Chișinău Creangă este atât de mult iubit, și Biblioteca Națională pentru Copii poartă numele, de asemenea Universitatea de Stat poartă numele în are de Sfântul Ion Creangă,
La Târgu Neamț, să spunem că avem o casă a culturii care poartă numele, o bibliotecă orășenească care pentru un proiect recent de hotărâre îi poartă numele marelui scriitor și avem și o librărie recent inaugurată de Supercop. Domnul Anatol Urs. Domnule deputat, domnule senator, domnule viceprimar, stimați reprezentanți ai presei, numele meu este Anatol Urs, eu sunt președinte al Mișcării Civici Tinerii Moldovei. Mișcarea Civică Tinerii Moldovei fiind nimic altceva decât forma curentului unionist în Republica Moldova. Credeți-mă pe cuvânt atunci când spun că tinerii care sunt acum în vizită la această cetate, tinerii care au mers și în alte colțuri ale țării, pentru că avem o parte dintre ei mers în Transilvania, o altă parte dintre ei se odihnesc acum la mare, cei care au înfruntat vreme caniculară, soare, furtună, sunt tineri care vor aduce, vor servi pe un platou de aur unirea neamului românesc. Suntem aici ca să transmitem un mesaj unic, clar și respectat, acela fiind că cetățenii Republicii Moldova își doresc unirea. Noi spunem că unirea este posibilă, noi vă rugăm să nu luați în considerație, nici măcar să nu luați în considerație faptul de a negocia cu politicienii de la Chișinău, pentru că la Chișinău nu există politicieni, la Chișinău există oameni corupți, există hoți, există tâlhari, sunt niște impostori, la Chișinău nu există oameni care fac politică, la Chișinău există oameni care au tendința de a se îmbogăți. Societatea civilă din Republica Moldova își dorește unirea. Cele peste 70% de români din Basarabia își doresc unirea. Am fost primiți la două cetăți de sănătate, primiți la Târgu. Am fost primiți la Târgu Oviște. Este o onoare pentru noi să poposim în acest final de drum pe care noi l-am numit simbolic marșul lui Ștefan cel Mare în această cetate, care chiar dacă nu a avut temelia pusă de Ștefan, dar a avut parte de renovările și de împuternicirile și de întăririle pe care le-a avut din partea Marelui Domnitor, să vă mulțumim și să vă aducem următorul mesaj. Noi nu dorim să fim primiți ca oaspeți, noi nu dorim să ne așteptați cu mese întinse, noi nu dorim să venim aici ca doar să ne odihnim, să profităm de munți, de mări, de baze de odihnă și mai departe. Dorința noastră cea mai mare este ca lupta noastră să fie și lupta dumneavoastră. Lupta pentru cauza unității neamului românesc să fie una a întregului neam românesc. Suntem aici, de pe ambele maluri ale Prutului, dumneavoastră fiind de aici, noi venim de dincolo, avem o singură țară, divizată de un râu care nu poate fi nimic altceva decât o apă internă, un râu intern, nici de cum o graniță. Haideți să ne dăm mâinile, haideți să ne unificăm forțele, haideți să fim buni români și să luptăm pentru țara pe care o avem divizată deocamdată, dar pe care ne merităm pe deplin. Merităm să avem țara pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri, merităm să asigurăm tuturor românilor un trai mai bun în hotarele statului național român, merităm să ne sărbătorim o nouă unire pe care noi, tinerii Moldovei, sperăm, credem și luptăm pentru acest fapt, o vom aduce până în 2018. 2018 trebuie să fie nu doar un an aniversar a 100 de ani de la Marea Unire, 2018 trebuie să fie anul în care, în sfârșit, națiunea română se unește în hotarele aceleași stat. Eu vă mulțumesc nespus de mult din partea mea personal, din partea celor 60 de tineri care sunt aici, din partea celor peste 1000 de tineri care au trecut această vamă nedreaptă în 11 iulie prin intermediul acestui frumos pod de flori, din partea a peste 2 milioane de români de dincolo de Prut, vă mulțumim pentru că națiunea română a existat prin existența statului român. Acceptăm toate nedreptățile care au fost înfăptuite asupra poporului român, dar nu înseamnă că ne conformăm lor. Chemarea noastră este una. Haideți să luptăm împreună, haideți să ne unim țara, pentru că o merităm și pentru că trebuie să fim mândri de ceea ce suntem. Iar noi suntem români. Vă mulțumesc! Sunt fapte foarte multe pe care, probabil, într-o altă întâlnire, tot aici veți... ni le veți prezenta, sunt fapte foarte multe,
de la aceste gesturi simple care le întâlnim pe toate drumurile, Basarabia e România, până la activitatea de la om la om, dincolo de această vamă vremelnică, de această graniță de dreaptă, se desfășoară dincolo. Și e clar, ați văzut și dumneavoastră, viitorul, zic eu, că e bun. Pe mâini. Pe mâini. Viitorul este românesc. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim mult.